FCM Târgu Mureș a învins cu 1-0 pe FC Argeș în etapa a patra a Ligii Secunde. Unicul gol al meciului a fost înscris de către Dragoș Huiban în minutul 53, reluare cu capul din 4 metri după ce șutul lui Sileaghi fusese respins de portarul advers. În prima repriză, în minutul 4, Pădurețu a trimis mingea în bară, aceasta fiind cea mai mare ocazie a primelor 45 de minute. În repriza secundă, în minutul 49, Diaconescu trimite puțin peste poartă, iar după golul lui Huiban în minutul 68, șutul lui Cristea este scos de sub bară de portarul argeșean. Ultima mare ocazie a Târgu Mureșenilor este ratată de Huiban în minutul 81. Oaspeții au avut o singură mare ocazie în minutul 70. Iancu a scăpat singur pe poarta lui Abraham, a fost excelent blocat de Wagner. Din minutul 76, FCM a evoluat în inferioritate numerică, întrucât Sfârle a primit cartonaș roșu, după ce a fost provocat de un adversar. În urma acestei victorii, FC Municipal acumulează 9 puncte și ocupă locul al treilea. Pe primele două poziții se regăsesc Corona Brașov cu 10 puncte și Damila Măciuca, 9 puncte. În Liga a doua pentru FCM Municipal urmează o pauză de 3 săptămâni, iar următoarea partidă va fi tot pe terenul propriu, pe 13 octombrie, în compania celor de la Voința Sibiu. Până atunci, joi 27 septembrie, FCM va juca pe stadionul Ghencea partida din 16-mile Cupei României Timișoreana cu Steaua București.